Doamnelor și domnilor, acesta este un cat de pe YouTube, dar episodul este integral exclusiv pe Patreon, celebrele tire listuri. Tire listuri. Tire list. tire listuri. Tire listuri. Tire listuri. Facem și aici cu imnul zilei de astăzi. Denis Navidad, pa ba bam pam. pam, pam, pam. Deniz Denis Navidad, pa ba bam pam. pam, pam, pam. Deniz Navidad, că nu e obraznic și ascultător, în rest e cam muist. Feliz Navidad, Bun, astăzi avem un tier list cu desenele copilăriei Nu știu dacă am avut chiar aceleași desenele copilăriei Dat fiind faptul că tu ai crescut în... Altă copilărie, copilărie decât a ta Dar o să încercăm să le dăm la mizoc În fine, eu cred că tu le-ai văzut la 27 de ani, probabil Dar haideți să începem Posu cu... O suginchecă, adică sufăr de sindromul Peter Pan? Bă, bă ai zis-o Dacă sunteți de acord cu... Raul, cum că eu sufăr de sindromul Peter Pan, probabil aveți dreptate. Eu cred bun. că vine acum și, bă, auzi de serialul ăsta nou, Powerpuff Girls, foarte bun, foarte, foarte proaspăt. Cine? Tu. Ce? O <laughs> glumă. Hai să trecem că avem multă treabă. Adventure Time. Ai văzut? Am văzut Adventure Time, îmi place de mă piș pe nu mine. Nu există ceva mai tare decât Adventure Time. A zis cineva că este o descriere perfectă, este ca și cum ar fi scris de un copil de șapte ani, dar geniu. Este atât de mișto, atât de, câteodată wholesome, câteodată scary, câteodată am uh, uh, predictable și grozav de creativ. Și este... inside? Vocea câinelui este Ron Pelman, adică Hellboy. Ron Pelman este? Da, da el și e. Tare. Bă, deci foarte bun. Adică ăsta e genul de desen pe care l-aș vrea să-l oblig pe copilul meu să uite la el. Este, este, senzație. Foarte, foarte, Și foarte ăsta rinu. și de regular show. Uh, și regular show, dar... ăsta uh, e mai bun. Ăsta e mai bun. Ăsta este ceva, o, o chestie... Bă, și așa de funky și așa de cool și dinamic. Și atât de fresh da. În... Doamne, cum e. Da, da, da. Top, 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 top. Top, absolut, top, top, absolut, top, top, absolut, top, top absolut, direct. Absolut. Bun. Direct. Ăla al, al doilea ce este? Ragreț? Nu am văzut. Nu am văzut. Ma? Următorul ce este? Păi dă-mă și tu un pic un zoom mai mare acolo. Dă-mă un da, zoom mai mare, că ne-i da. să moară Mai mare 4. și după aia, așa. Hai că le lămurim noi. Tot nu le știu pe ăla. Nu cunosc, Nu s-a văzut. N-am văzut. La ce este? Am da. văzut eu de Angry Beavers. Așa. Este, dacă nu e altceva, la TV. Okay. Deși ar putea să fie foarte bun dacă ar fi mai țapăn. Bun. Avatar. Serie originală. Uite, aici n-am văzut, dar toată lumea zice că este deșit. Păi, eu am văzut uh, câteva episoade din Avatar, doar că l-am văzut prea târziu în viață, dar dacă aș fi fost clasa a șaptea, mi-ar fi rupt, uh, mi -ar fi rupt muianul direct. Da. Hai să punem acolo, din respect. Pentru... Dar vezi că ăsta e Avatar Airbender, adică e alt, n-are nicio legătură cu filmele Avatar. A lui James Cameron? Da eu zice invers, filmele James Cameron nu au și nicio legătură cu seria Avatar. Da, de fapt. e <laughs> da. mult așa. mai vechi, așa e. Bă, e tare, să știi. Ok, îl Dar nu mă spar pe mine că le-am văzut prea târziu în viață, dar tot așa. Eram pe un forum și atâta erau hăipuite că am zis, hai bă, să văd care-i treaba. Și am zis, bă, foarte tare, dar sunt prea pentru copii. Okay. Aceeași, aceeași impresie o am și despre My Little Pony. Nu știu dacă este... Acolo. Acolo este și un, un avatar foarte tare, nu? Este foarte Belea. tare, nu e top-top. Top, da. Dar este ce trebuie. Așa, la Avengers, tu ai văzut seria animată Avengers? Am văzut seria animată Avengers uh, la vremea ei. Uh, dintre toate astea, Marvel din perioada aia, Avengers e sub cel mai slab. X-Men și sub. Uh... Sub X-Men, X-Menul men, X -Men este 10 clase peste. Uh -huh. Dacă nu e altceva la TV. Ok. Ce mai avem noi acolo? Ce mai e aia? Nici eu n-am văzut. Cum să nu Ce e un zoom să vedem. dă zoom in. Da, dar poate îmi dau seama. A, ah, da! A, ah, da, a fost un film din asta cu vaca asta și așa, dar știu că erau Da, cringe. foarte slabe Cringe fac, da. Uh, fac. Nici când eram copil. Nici când era la copii. Batman nu cred că are rost să mănânci. Nu, nu are. Tine, și nu. Așa. Deci Batman intră la uh, foarte foarte tare. Dacă ar fi uh, top, top. categorie specială Batman, deci din punctul meu de vedere ar fi Batman Animated Series, categorie specială. După care top-top, după care rest. Da. Dar Bă, Batman este Beyond? extraordinar. Foarte bun și Batman Beyond, boss. Da? Foarte bun, nu e top-top, e belea. E belea, e belea pentru că început să fie mult mai safe. Uh, astea sunt trei bentenuri. Eu nu pot să zic decât că am mai prins când eram mic primul, al treilea benten, al da, adică la primul benten ăla, care, bă, știi care e faza? Întotdeauna a țipat la mine uh, merchandise era Asta vreau să zic, ai un singur desen animat Care îți vinde 10 jucării diferite da. Este the motherfucking fucking uh, ca să zic așa, golden goose pentru un desen animat. Și nu zic că uh, Pokémon n-ar fi așa, dar ăsta parcă era tailor -uit. Nu știu, parcă nu... Parcă zici nu -a... că a fost făcut, brief a fost... Faceți-mi da. un desen animat care să vândă 10 jucării diferite. Și știu jucări că nu diferente. erau niște Erau niște istorie de astea formulare, ce se transformă într-un dintre monștri și uh, era și enervant că un sezon întreg vedeai doi monștri din aia zece că, care avea nume Trix sau ceva asta. Dacă nu e altceva la TV. Da, dacă nu e altceva, cred că pe toate trei poți să le pui. Da. da. Billy și Mandy. Adică Grim and Evil. And Evil. Uh, bă. bă, deci ăstea atât de funny este... Uh, sunt toate trei personajele sunt foarte, foarte funny. Billy de o idioțenie, Mandy, Mindy, așa de... Merge evil așa care e mai dar de că moartea și moartea aia care e super funny. Este it's one of my favorites. Îmi plăcea atât de mult. Le știu încă de când era aia the Cartoon, știi când era da, 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 acel da, da. concurs de piloturi de serii în care multe dintre serialele care sunt au fost The Golden Age of Cartoon Network da. au fost făcute pe de la Asta, Johnny Bravo. Da. Power Power. Girls, că și Dexter, dacă nu mă știu. Da. Dar Billy and Mandy, bă, nu știu dacă le-ai da chiar Top-top nu e, dar Belea este belea pe primul este loc. Absolut, da. Este Belea, absolut. Uh, ce e aici? Nu am văzut cu aceasta. Ce scrie acolo? Nu știm. Pute. -i... da. Așa. Nu știu. Ai de pula mea. Asta s de alea care sunt atât de noi. Asta încă l am parcă la mai prins eu așa pe sfârșitul copilăriei cumva. Și? Pune-l tu pe ăsta, că tu cred că ai văzut cel mai mult tabăra lui Laslo. Pune-l tu, Denis. Ok, cat dog. bă, parcă și ăsta l-am văzut. Bă, am văzut eu cat dog. A. E... E gen Ren Nu. Nu? E mai mare de un pic. Dar e tot o prăjeală și o pogneală. Bă, eu aș pune la ok, și. Okay. Și știi de ce îl pun la ochii? Okay? Pentru că face parte din generația de desene a anilor 90 care erau... Asta n-a fost 90, neam. 2010 plus, cred că. Care? Cat dog. Da, dar e făcut sub auspiciile alea. Nu de desene animal care pare a fi pentru copii, dar nu e. Mm. A, așa. Uh. Ce avem acolo? Cat. Nu, nu cunoaștem. am văzut. Și aia și Zolt nu cunosc. Ce nu. Nu. Chowder nici Kids Next Door E, aici deja eram prea bătrân Bă, l-am prins, dar era Nu era așa funny -minte că nu mă distrava Era de asta cu sp Spice Kids, care erau așa Știu că erau niște chestii fai. Ok, și maxima, zice Dacă nu e altceva la TV pune, Ok, și nu... hai să zicem că okay. era ok Și așa Courage. Bă, este top, top aici regi, uh, cred că este unul dintre primele uh, desene animate care a zis ok, it's ok to be scary era foarte mișto și băi, atât de creepy tot uh, și... mai ții minte episodul cu The Great Fusili? mamă, și cu uh, 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 Cats și cu toate persoanele, știi care era faza mișto? ce îmi plăcea foarte mult era zona referențială, care avea un twist foarte dark tot timpul eu cred că altceva, cred că îmi plăcea că era un pic ideea în contru, contra scubiduismului. Tot exact. timpul în scooby The Monsters are Among us, și aici era The Monsters are Among Us, but they're not really monsters, cumva. Știi că tot timpul da. făcea un reveal că stai puțin că nu era atât de grav face el monstru sau că... Sau, uh... sau în alte episoade era mult mai grav decât ce vedeai. Da. Că asta mi se părea foarte tare. Deci era un doubling down. Bă, este absolut senzațional care își dă Cowardly Dog. Da. Și ca un chicken...

unde nu le vedeai picioarele niciodată actorilor. Da? Da, păi în și neliniștiți sunt actorii fără picioare. Sunt aia de vezi doar prin plan. Am înțeles. Și a zis ea să facem părinți care sunt doar picioare. Nu m-am gândit la asta. Nu credeam că e asta. Eu credeam că e ceva genul că au zis nu vrem să le arătăm față părinților și până la urmă nu mai puteau să evite asta și au făcut doar niște părinți. E niște un singur picioare. episod în care îi vezi întregi. Nu, îi vezi doar picioarele. E un singur episod. Ascultă ce zic că se expert în Cow Nu, ca nu în pot Chicken. să cred că există un episod n-a fost difuzat vezi... niciodată? Ăsta mm. a fost motivul pentru care n-a fost difuzat. Uh, Dar cred că se găsește inclusiv pe YouTube în Chicken parents Rânz. full body. Da. Nu cred că există așa ceva. Există, nu, nu există. Poți să distrugi distrugi A, ah, da, mă. Ascultă ce zic eu, sunt expert în Cow în Chicken. Wow! Wow, nu mă așteptam la acest. Vrei să-i trimis lui Denis ca să arătăm la oameni? Caut -te -te. Da, da ca caută de tu Denis, full body. Dar îmi pare nu mai, nu e art. Eu am văzut aici că este un jumăt uh, episod în care le a arătat jumătățile de sus. Nu i-a arătat full body. <laughs> yes. Bă, are sens că așa ar arăta. Da. Yes. Oh, well, mă scuzați că v-am stricat copilăria. Trebuia să dau inside ăsta sau nu? Nu, e bine, e bine. E bine să știm ce e așa. Dar la -aș top, top, top. top, Da, nu, fără discuție. Așa. Bun, ce mai e acolo? Danny Nu s-a văzut. Nu s-a văzut, da. Și nici următorul nu cred că s-a văzut. Ce e următorul? Nu s-a văzut. Nu. Nu s-a văzut. Dragon Ball Z Top, top, direct nu există, Nici nu discutăm nu ce pula mea să despre... știi că pe mine la Dragon Ball Z M-a pierdut mai mult decât la Dragon Ball S-a dus povestea în prea multe chestii cu Și tot prea mult misticism Bă, da. Da, inclusiv în Dragon Ball Nu știu dacă mai ți minte, sezonul în care vine Dumnezeu Și zice lui Goku. Bă, Goku. le vreau să mă duc și eu în concediu, stai și tu o săptămână da, și fii Dumnezeu da, eu, nu înțeles, Dumnezeu, eu cred că a fost o eroare de traducere sau ceva. Nu, da, bă, era, da, era, Dumnezeu. Da, chiar era Dumnezeu. Eu asta, pentru mine a fost... Cum mai, că există un, 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 serial în care Dumnezeu este o creatură verde și este... Și știe bătăi? Da. Eram, a fost un mindfuck. Băi, și ce îmi plăcea foarte mult, că era primul serial în care am văzut personajul crescând. Cum era da, în primul că era puștanul ăla așa mic și după aia devine așa... Acest boyhood. Părintea, manga, extra, anime, chestiile alea atât de mișto cu... Bă, ce, ce mult îmi plăcea când se bătea și după aia... Mânca. Mâncă și după aia... A scos greutățile. A scos greutățile. De fapt, el îmi plăcea one-up-ul ăsta de, de tot timpul de da. one-up each other in a, in a battle a, tu aveai greutăți eu de fapt luptam la doar 10% din capacitate a, da eu luptam de fapt la doar 9% din capacitate și era o chestie mie de foarte mult îmi plăcea Krillin Krillin, da, da, da era un... fucking love Krillin uh, uh, foarte tare și mai era și pe, pe, și unele personaje care erau proștii gen Yamcha sau Tenshi da, sau cum da. îi cheamă

da, și nu Care mai. deja nu mai. Așa. Laboratorul lui Dexter.